Marian Micu, în vârstă de 42 de ani, plecase de acasă din comuna Hârsești încă din data de 27 septembrie. Mama acestuia a anunțat autoritățile și a fost dat dispărut de către oamenii legii. În urmă cu două zile, sora acestuia a primit un telefon, la capătul firului fiind chiar bărbatul, care i s-a plâns că se află într-un loc necunoscut și este ținut fără voia sa. Atunci, peste 150 de polițiști, jandarmi și cadre ale Direcției de Operațiuni Speciale au plecat în căutarea lui, fiind scotocite albia pârâului Cotmeana, Islazul și peste 50 de proprietăți. Într-un final, după două zile de căutări, bărbatul a fost găsit, ascunzându-se în gospodăria femeii cu care trăia în concubinaj. Bărbatul nu s-a gândit nicio clipă la consecințele acțiunilor sale, invocând doar faptul că avea niște datorii. Dar știați că sora dumneavoastră a sunat la poliție? I-a spus că sunteți sechestrat? Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, oamenii legii deschizând o anchetă pentru luarea măsurilor legale care se impun. Polițiștii argeșeni l-au identificat pe bărbatul de 42 de ani din Hârsești, a cărui plecare voluntară de la domiciliu a fost sesizată de către familie în ziua de 27 septembrie. În cursul acestei zile, acesta a fost căutat pe raza localității de domiciliu, întrucât cel în cauză și-a sunat sora, alarmând-o că s-ar afla într-un loc necunoscut, de unde nu a fost lăsat să plece. Cu sprijinul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor și al Direcției Operațiuni Speciale, ambele din cadrul Poliției Române, bărbatul a fost localizat pe raza localității de domiciliu, fiind găsit în timp ce se ascundea în locuința unei femei de 47 de ani, din aceeași localitate cu care bărbatul avea o relație. Pentru că a pus în alertă peste 150 de oameni ai legii după ce a sunat la 112, conform legislației în vigoare, bărbatul riscă acum, pentru alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, o amendă care este cuprinsă între 1500 și 5000 de lei.